Dragele mele gospodine, bună seara și bine v-am găsit din nou! În această seară vreau să vă prezint rețeta de sărmăluțe cu carne. Multe dintre voi m-ați rugat să vă spun această rețetă și eu, cu mare drag, o să vă o spun pas cu pas și mici trucuri culinare. Bine, să începem de la început. Pentru ca voi să faceți sărmăluțe de carne gustoase, să fie și aspectoase, este de preferat să alegeți și carne de vită, să puneți și carne de vită și carne de porcel. Deci este foarte important, iar carnea este de preferat să fie tocată în ochiuri mari. Deci carnea care este mai măruntă nu ies atât de bine sărmăluțele, cel puțin pentru mine, nu știu. Părerile sunt împărțite. Bine, mai departe. Deci primul lucru este să alegeți carnea. La un kilogram de carne, eu folosesc 100 de grame de orez. Deci nu este bine să puneți mai mult orez, pentru că atunci nu mai sunt sarmale cu carne, e orez cu carne. Și nu ies chiar atât de gustoase și nu sunt chiar atât de plăcute. Bine, deci punem într-un recipient carnea, puneți orezul, Puneți mărar, pătrunjel, piper, sare, eu pun și un pic de cimbru, chiar adaug și un pic de cimbru pentru că îi dă un gust particular, și ceapă, bulion, alții pun și morcovel. Eu de obicei nu pun morcovel. Deci, ca să iasă sărmăluțele cărnoase, gustoase, evitați să puneți acest morcovel. Iar, dacă puneți, dragele mele, pentru că îi uh, dă dulceață la o adică, știți, puneți într-o cantitate mai mică uh, și pun și făină de grâu și făină de porumb. Astea ca să fie ele mai bine legate. Deci, omogenizați, și apoi o să trebuiască să alegem, dragele mele, frunzele. Frunzele de vie, de exemplu, dacă sunt proaspete, puneți într-o oală apă cu sare și numai cât le-ați băgat, deci atunci când apa este clocotită, le-ați băgat apă, le-aș scos cu o paletă imediat, ca să nu se rupă. Dacă vreți să faceți și cu varsă, pentru că este de preferat să fie și cu viță și cu varsă, atunci același lucru procedați și cu varsa o tăiați. Alte persoane taie varsa, deci îi taie numai cotor, cotorul, se adâncește. Exact ca și cum, cum pun varsa la murat. Nu, dragele mele. Tăiați frumos varsa, să fie cam 3-4 cm tăiați, total, pentru că nu pierdeți absolut nimic. Ceea ce ați tăiat, puneți la fundul oalei, în momentul în care le fierbeți. Tăiați cam 3-4 cm din varza de la cotor, cu totul. Ei, în acest moment, dacă voi tăiați așa, când ați spus varza prima dată, o puneți cu fundul, deci unde este capacul în oală, în oală cu apă clocotită și apoi o întoarceți. Ea imediat se exfoliază foaie cu foaie și atunci o luați foarte ușor cu paleta. O scoateți foarte ușor, pentru că altfel riscați ca varza să fie foarte fiartă, pentru că această operațiune trebuie făcută foarte repede și varza S-ar putea să se strice, să se rupă și să nu mai folosiți, sau o aruncați. De aceea tăiați de la început varsa 3-4 cm cu totul și aceea o să folosiți la fundul oalei. O să vă spun mai târziu. Și o întoarceți repetate rânduri, repede o întoarceți și o să vedeți că ea se exfoliază foarte bine. Se desface bucățică cu bucățică până la miezul ei. De preferat, dacă voi aveți timp, în momentul în care gândiți că o să faceți sărmăluțe, este bine ca această varză să o puneți așa întreagă cum este ea, la congelator, cu două zile înainte. O lăsați în congelator. De obicei, încercați să alegeți varza care este mai înfoiată și care este mai ușoară, mai moale. Când vă duceți la piață, alegeți acea varză. Că dacă alegeți varza aia care este tare, cu nervurile alea groase, foarte puțin rămâne din ea și nici aia nu iese chiar atât de bine. Dar puneți cu două zile varza la congelator, fără să o tăiați, fără să-i faceți nimic și înainte de a pregăti sărmăluțele, cu câteva ore scoateți varza din congelator, ea se dezgheață ușor, ușor, și să vedeți ce frumos se exfoliază după ce a stăiat cotor. Și o să iasă foarte fină, foarte bună, foarte moale. Deci nu există niciun risc. O să vă iasă foarte bine. Bun. Deci după ați făcut compoziția, faceți sărmănuțele și acum să vedem ce punem la fundul oalei pentru fierbere, dragile mele, pentru că este foarte important și acest aspect. Foarte important. Deci, eu de obicei fac cum făceau bătrânii noștri. Pun ramuri de viță de vie. Le spăl frumos, le tai, le pun pe fundul oalei, un pic de varză tocată care îmi rămâne de la... Că eu tot timpul fac și de varză și de viță. Toc varza și o pun frumos printre ele. Atenție! Dacă nu ați avut mărar verde să puneți în compoziție pentru sărmăluțe, opriți mereu când culegeți mărarul, mărar uscat, flori de mărar, crenguțe de mărar, tulpinițe de mărar și puneți pe fundul oalei. Are același efect. Deci în momentul fierberii, acel mărar intră în compoziția sărmalilor și dă un gust pomenit. Deci, după ce ați spus acele ramuri de viță de vie, lăstar, cum se zice, ați spus și mărar, și apoi puneți câteva foi de varsă pentru ca să acoperiți fundul moale bine. Să nu fie riscul să cadă o sărmăluță, aceea când fierbe se desface și le strecă pe toate. Bine. Apoi așezați sărmăluțele în formă de cerc. Încercați să puneți sărmăluțele negre pe o jumătate de parte de o oală, recipientul în care puneți voi ce au el, ce puneți voi, iar celelalte albe să le puneți în, celelalte în cealaltă parte, dar așezate frumos, una lângă cealaltă, ca un cerculeț. Le așezați frumos, iar în mijloc puneți un borcan de 800 de mililitri cu apă. Și faceți în jurul borcanelor, puneți sărmăluțele frumos. Și vedeți că o să aibă o fertură excelentă. Bine, acoperițele, apoi toate sărmăluțele, după ce ați făcut, ați ajuns până sus, până la ultimul nivel. Acoperițele frumos cu foi de varză sau murată sau varză proaspătă, nu are importanță. Puneți căpăcelul Puneți apă și sare, adăugați și sare, pentru că apa în care fierb, sărmăluțele dacă sunt la gust, să zicem, suficient de sărate după gustul vostru, ei, în momentul în care ați pus apă, apa trage sare, sare din sărmăluțe și nu o să mai avă același gust. Deci, dragele mele, puneți sare de la început și apoi aruncați apa și puneți apa să fie cam de 3 degete deasupra sărmăluților. Și căpăcelul Dați la foc mare întâi. Și apoi lăsați ușor, ușor la foc mic, după ce ele au început să-și ia fiertura. Aici este foarte important. Toate gospodinele fac sărmăluțe după aceeași rețetă. Dar niciodată nu ies sărmăluțele la fel. De ce credeți că nu ies? Contează foarte mult fiertura sărmăluțelor. Contează cum le fierb, dragele mele. Deci v-am zis. Dați la foc mare și apoi lăsați la foc mic cu căpăcel, să fiarbă cu căpăcel. Dacă ai pus capacul, ele, fertura, se reprezintă ca și cum ar fi de două ori mai mult se consideră. Ei, când sărmăluțele s-au fiert pe jumătate, încercați, vedeți, bobul de orez cum este. Dacă bobul de orez este fiert pe jumătate, atunci, dragele mele, adăugați ulei peste sărmăluțe. Dați cu bidonul cu ulei, pur și simplu, aruncați peste ele. De ce acest lucru? Pentru că uleiul îi dă un gust foarte bun la sărmăluțe și, în afară de acest lucru, ele devin lucioase. momentul în care le-ai scos, arată foarte bine. Sunt foarte estetice, arată foarte bine. Sunt lucioase și gustoase și fierbiți-le în continuare până se termină fiertura. Dragii mele, cam acest lucru e deocamdată și apoi o să mai revin cu alte rețete. Vă pup dulce și vă doresc o noapte binecuvântată. Să auzim de bine, fetele mama. Pupici dulci!